Vorbim despre ce înseamnă să fii urmaș al lui Isus, adică un ucenic al Domnului. Și asta înseamnă să crești în asemănarea Lui și să devii mai mult ca El. Acesta e scopul uceniciei, să devenim mai mult asemenea lui Isus. Probabil cel mai deosebit creștin care a trăit vreodată este Apostolul Pavel. El a făcut o afirmație foarte interesantă și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Deci, vreau să vorbim despre asta, Cori, despre ce înseamnă să crești în asemănarea lui Hristos și să începem cu Pavel și cu acele cuvinte pe care le-a spus. Să-L cunosc pe El. El a întâlnit pe Hristos. Deja se întâlnise cu Hristos pe drumul Damascului. El îi persecuta pe creștini și la vremea aceea se numea Saul. Și Iisus i s-a descoperit, a fost convertit, viața lui s-a schimbat și una dintre dovezile extraordinare pentru Hristos este chiar convertirea lui Pavel. El a devenit acest creștin incredibil, vestind Evanghelia în toată lumea. Dar el a spus să-L cunosc pe El. Oare nu-L cunoștea deja? Ce înseamnă asta? Ce voia să spună prin să-L cunosc pe El? Care-i diferența dintre experiența Damascului și ce spune el aici? Sammy, eu cred că smerenia lui Pavel vorbește despre dorința ca această relație intimă să fie mai puternică. Este accentuată ideea despre care noi am mai vorbit. Există o tânjire puternică după prezența lui Hristos în viața lui. El a spus asta în mai multe feluri, și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui. Să vorbim despre asta, cum ajungem să-L cunoaștem pe Hristos prin puterea învierii lui, unul la mână, și doi, părtășia suferințelor lui. Ce înseamnă asta? Ei bine, un mod de a privi lucrurile este că afirmația sa și puterea învierii lui este recunoașterea că aceeași putere care a fost la lucru în Hristos și l-a înviat din mormânt este puterea aflată la lucru în fiecare dintre noi. Pavel vede acum acea putere la lucru în el și de aceea tânjește ca acea putere să continue să acționeze în viața lui. Acum, una din marile descoperiri ale vieții creștine și nu numai descoperiri, dar și gânduri, este că Domnul, Creatorul Universului, Duhul Sfânt, locuiește în interiorul acestui trup. Dar e un pericol și noi chiar am vorbit aici mai devreme despre mândrie. Puterea poate duce la mândrie, dar puterea lui Dumnezeu în fiecare din noi nu este ceva ce ne face egoiști. Da. Ci mai degrabă ar trebui să ne zmerească. Absolut. Și să te facă să spui, eu nu pot trăi viața creștină. Și chiar am vorbit despre gelozia mea. Nu pot învinge gelozia. Dar, Doamne, Tu poți! Puterea lui Hristos este în mine. La asta te refereai atunci când ai vorbit despre cunoașterea profundă a lui Dumnezeu? Asta mi se pare că sună mai intim. Așa e. L-am cunoscut atunci când am venit la Hristos. Acea putere era deja prezentă, dar trebuia să cresc în cunoașterea acelei puteri. Despre asta vorbim acum. Corect. Biblia spune, cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Când acea putere se manifestă în tine, în timp ce tu continui să umbli în Duhul lui Hristos, ea se revarsă în viața ta zilnică, în acțiunile tale, în manierele tale și se întâmplă lucruri la care nici nu te gândești. Totul se întâmplă în timp ce tânjim după El și avem părtășie cu El. Biblia spune, rugați-vă neîncetat. Dar ce înseamnă asta? Ne plimbăm peste tot cu capul plecat tot timpul? Nu, e acea părtășie constantă cu Creatorul nostru în viața de fiecare zi. Să zicem că avem mai multe probleme. O mamă are un copil care trece printr-o criză. Când ajungem în aceste situații, ce facem? Ne enervăm foarte ușor, așa că venim la El. Doamne, am nevoie de Tine, de harul Tău, de toată plinătatea Ta. Ia controlul vieții mele. Ajungem să-L cunoaștem și zilnic vom avea tot felul chiar de situații așa, foarte, foarte grele. Dar noi depindem de El. Depindem așa de harul și puterea Lui. A doua parte și părtășia suferințelor Lui. Acum știu că cei mai mulți vor să-L cunoască pe Hristos în puterea învierii Lui. Dar nu toți vor să-L cunoască în părtășia suferințelor Lui. Deci ce înseamnă să-L cunoști în părtășia suferințelor lui? Ei bine, eu cred că atunci când Pavel vorbea despre asta, el deja
văzuse alți ucenici care fuseseră persecutați, care suferiseră de dragul cunoașterii lui Hristos. Apostolul Pavel fusese de partea cealaltă, el fiind cel care provoca suferința oamenilor. Și acum el recunoștea. Wow, de data asta! Vreau să fiu acum dispus, disponibil, ca să fiu tovarășul lui Iisus în asta. Sunt dispus, orice este nevoie pentru înaintarea împărăției lui, sufăr cu el. Am citit mai de mult o carte foarte bună, scrisă de Paul Bilheimer, Nu-ți irosi tristețile. Premisa cărții este că tristețile și suferințele apar în viața tuturor oamenilor. Indiferent cine ești, suferința va veni în viața ta. Poate veni și să treacă și să nu câștigi nimic. Dar atunci când apare suferința, trebuie și să o îmbrățișezi și să o lași să te facă asemenea lui Iisus. Cam asta era ideea cărții. Au fost momente în viața ta când, și nu trebuie să fii specific dacă nu vrei, dar ai trecut prin ceva ce a fost pentru tine foarte greu, dificil și ai zis, de ce? Iar apoi să îmbrățișezi totul și să ieși mai asemănător cu el? Ei bine, cu siguranță, Semi. După cum știi, anul trecut am avut o perioadă de pauză. Vara trecută am simțit că Dumnezeu mă cheamă la ceva greu când mi-a spus, dă-te la o parte din biserica pe care ai început-o și pe care am crescut-o prin tine 13 ani. Mulți oameni au crezut că suntem nebuni, dar m-am rugat împreună cu Bonnie și știam că atunci când Dumnezeu vorbește, răspunsul bun e da, Doamne. Am ascultat de el pentru că știam că vrea să lucreze ceva mult mai profund în noi, dar o rană mai veche pe care o aveam s-a reactivat la câteva luni după aceea și mi-a provocat multă durere. A trebuit să trec prin o grămadă de teste complicate și mă tot gândeam cum ar putea să fie asta părtășia suferințelor lui Iisus. Era foarte greu să înțeleg ce se întâmplă, dar când am început să văd că imaginea de ansamblu este mult mai mare, Dumnezeu m-a învățat o serie de lecții importante de viață prin tot acel proces. Și eu cred că ăsta e cel mai bun timp de învățare și am început această sesiune cu ideea de a învăța. Eu cel mai mult am învățat în momentele de suferință. Cumva, Domnul mi-atrage atenția când sufăr. Ajung să-L cunosc pe Hristos și învăț de la Hristos în suferința mea. Am fost diagnosticat cu cancer acum câțiva ani, iar când am mers să primesc diagnosticul, i-am spus soției, știu că e cancer. Chiar înainte de rezultate, i-am spus, cred că este de la Domnul. Oamenii îmi tot spuneau, crezi că acest cancer vine de la Domnul? Da. De ce? Pentru că știam că îl voi întâlni pe Hristos într-un mod în care nu-l mai întâlnisem. Urma să mor sau să trăiesc, dar aveam să-l întâlnesc pe Hristos și să-l cunosc cu o profunzime pe care nu o mai atinsesem. Este adevărat, s-a întâmplat în inima mea și în viața mea. Și am scăpat cu viață și pot să spun, Cori, că felul în care l-am cunoscut pe Hristos atunci a fost probabil cel mai bun moment de creștere din viața mea. Să schimbăm puțin macazul pentru că ne apropiem cu pași repezi de finalul discuției noastre, căci în epistola către Coloseni, Pavel spune astfel, dar cum ați primit pe Hristos, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, deci îl primim pe Hristos prin credință. Acum, cât de importantă este credința în toate acestea și în creșterea noastră personală? Ei bine, știm că în Evrei 11:1, Biblia definește credința ca fiind siguranța a ceea ce nu vezi, dar speri. Am ajuns la punctul în care știm că există anumite lucruri pe care nu le vom vedea întâmplându-se în sens fizic, dar trebuie să ne încredem că Dumnezeu ne călăuzește în călătoria noastră. Și El ne conduce la acele lucruri despre care credem că se vor întâmpla prin El. Când facem asta, ne asemănăm cu chipul Lui. Absolut. Ne facem asemenea cu moartea Lui, care este ultima parte a afirmației lui Pavel. Deci, scopul tuturor acestor lucruri este să devenim asemenea lui Iisus. Să creștem în harul Lui. Vreau să vă îndemn pe toți să priviți la Iisus ca să deveniți tot ce vrea El să deveniți și să creșteți. Nu veți ajunge acolo decât după moarte, dar continuați să creșteți.